În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fecioarei celei pătimitoare, în care a înmugurit blăstarul Harului revărsat din ceruri și care a primit a muri pentru lume, ca să învieze în Dumnezeu, Sfintei Mucenițe Aura, îi cântăm aceste cântece de laudă, iar tu, Sfântă Aura, primește jertfa noastră și roagă-te Domnului Hristos pentru noi, care te chemăm, bucură-te, Sfântă Muceniță Aura, aducând zorii mântuirii noastre. Binecuvântat ai fost de Sfânta Treime și ai bucurat cerul și mai ales cetele tronurilor, prin viețuirea ta cea curată, Sfântă Aura, și luminând calea pe care ai umblat pe pământ, ai deschis drumul către împărăția lui Dumnezeu celor care te cinstesc. Bucură-te, scânteie de har trimisă de Dumnezeu spre oameni! Bucură-te, copilă bălaie cu suflet de înger! Bucură-te, sclipirea razelor soarelui Hristos pe pământ! Bucură-te, lucirea zilei celei luminoase! Bucură-te, sfârșitul întunericului! Bucură-te, începutul bucuriei și al înălțării sufletești! Bucură-te, Sfântă Muceniță Aura, aducând zorii mântuirii noastre! Te-ai născut într-o familie nobilă din Roma, Sfântă Fecioară, iar părinții tăi erau de neam cu împăratul Claudiul Goticul și se închinau toți la idolul Marte, adică zeul războiului, însă tu erai creștină și, crescând în vârstă, ai refuzat a mai aduce jertfe idolești, căci cu ajutorul lui Dumnezeu ai prins putere a te împotrivi diavolului. Aliluia! Părinții tăi, văzând că aduci rușine neamului și te primejduiești să fii chinuită de oamenii stăpânirii pentru că ai lepădat slujirea idolilor, în anul 268 te-au exilat în Ostia ca să ți se piardă urma și noi cu glasul de umilință te chemăm. Bucură-te, crinul purității și al dragostei, bucură-te, trup puternic cu inimă de înger, bucură-te, cea stăpână pe credința nestrămutată în Dumnezeu, bucură-te, rupându-te de familia care îl prigonea pe Hristos, bucură-te, alegând cele bune ale vieții, bucură-te, lăcrămioară cu capul plecat, doar în fața Sfintei Treimi, bucură-te, Sfântă Muceniță Aura, aducând zorii mântuirii noastre. Viețuiai pe moșia ta, făcând acolo loc de adunare pentru creștinii din Ostia, Sfântă Muceniță, și erai înconjurată de femei și bărbați binecinstitori de Dumnezeu, alăturându-te grupului de fecioare sfinte și petrecând ziua în rugăciune și făcând ascultare de mai mari tăi. Aliluia! În cetate era un creștin pe nume Censoriu, comandant cu putere de magistrat, care se temea de Dumnezeu și credea în puterea Domnului Iisus Hristos, care, văzând cum sunt chinuiți creștinii în temnițe, îi cerceta ascuns, până când a fost arestat și închis și el, iar noi te slăvim așa, Sfântă Aura. Bucură-te că aveai și tu rânduiala să cercetezi creștinii închiși. Bucură-te că le duceai mâncare și apă. Bucură-te că și pe Censoriu l-ai alinat. Bucură-te că i-ai curățat rănile. Bucură-te că i-ai spălat fața și ochii. Bucură-te că mult bine făceai celor chinuiți. Bucură-te, Sfântă Muceniță Aura, aducând zorii mântuirii noastre. Mergând tu în temniță, zi și noapte, Sfântă Aura, odată cu tine s-au pomenit acolo și preotul Maxim, cu diaconul său Arhelau, care slujau zilnic Sfânta Liturghie pentru creștini închiși, cântând și lăudând numele cel sfânt al lui Dumnezeu. Aliluia! Ai fost de față la minunea săvârșită de preotul Maxim, când acesta s-a atins de lanțurile lui Censoriu și deodată ele s-au desfăcut și mai apoi i-a adus la credință pe toți cei 17 paznici ai închisorii, care, auzindu-l propovăduind Evanghelia, s-au umplut de har și au cerut a fi botezați.
iar noi te chemăm așa, Sfântă Aură. Bucură-te că ai văzut minunile credinței, bucură-te că ai tămăduit răni, bucură-te că nu te-ai scârbit de cei murdari, bucură-te că temnița era un plai bine mirositor de mireasmă cerească, bucură-te că nu te-ai temut de gardienii păgâni, bucură-te că Dumnezeu ți-a trimis ție ajutor, bucură-te, Sfântă Mucenița Aura, aducând zorii mântuirii noastre. Te-ai lipit de preotul Maxim ca un copil de pântecele lui și ai rămas alături de el, mergând oriunde mergeau pașii săi, făcându-l duhovnicul tău întăritor și sprijin în toate cele ale credinței. Aliluia! Odată mergând tu pe stradă împreună cu preotul Maxim și diaconul Arhelau, v-a întâmpinat un croitor al cărui fiu murise și acesta plângea pierderea fiului său. Preotul Maxim l-a întrebat dacă crede în Iisus Hristos, cel pe care croitorul îl prigonea păgân fiind, iar acesta s-a pocăit pe loc și a zis: cred în Dumnezeu, Iisus Hristos. Bucură-te că atunci Maxim cu episcopul Chiriac s-au rugat lui Dumnezeu. Bucură-te că toți de față au spus amin. Bucură-te că de îndată băiatul de 10 ani a înviat. Bucură-te că el a spus: l-am văzut pe Dumnezeu Iisus Hristos aducându-mă din întuneric la lumină. Bucură-te că tatăl lui croitorul s-a botezat cu toată familia. Bucură-te că ai văzut încă o minune în numele Mântuitorului. Bucură-te, Sfântă Mucenița Aura, aducând zorii mântuirii noastre. Luându-l pe băiat în grija ta, l-ai numit Faustinus după botez, Sfântă Aura, și l-ai învățat tainele credinței și ale rugăciunii, așa cum te învățase și pe tine duhovnicul tău, preotul Maxim, și toată dragostea ta se revărsa asupra copilului ca să crească în bună cuvință și în adevăr. Aliluia! Trecând un oarecare timp, împăratul Claudiu Goticul a fost înștiințat că în Ostia niște creștini au adus înapoi din moarte un copil și ai fost pârâtă, Sfântă Aura, că ai făcut parte din această minune. Bucură-te că stăpânul păgânilor era plin de mânie. Bucură-te că deși erai ruda lui, nu avea milă. Bucură-te că a trimis o ceată de soldați după tine. Bucură-te că tu așteptai să-L mărturisești pe Hristos. Bucură-te că preotul Maxim te întărea în credință. Bucură-te că nu te temeai de munci. Bucură-te, Sfântă Mucenița Aura, aducând zorii mântuirii noastre. Venind comandantul Ulpius Romulus în Ostia, v-au arestat și pe tine, Sfântă Aura, și pe preotul Maxim cu arhidiaconul Arhelau și v-au închis în temniță. Aliluia! Fiind scoasă a doua zi la întrebări, ai stat cu curaj în fața lui Romulus, Sfântă Muceniță, și ai răspuns cu înțelepciune la toate ispitirile lui. Bucură-te că demonii au fost întunecați prin rugăciunile tale. Bucură-te că păgânul te-a acuzat că practici magia. Bucură-te că ai răspuns să nu mai hulească numele lui Dumnezeu. Bucură-te că doar El ne izbăvește de întunericul lumii. Bucură-te că te-au ispitit să jertfești zeilor. Bucură-te că ai rămas statornică lui Hristos. Bucură-te, Sfântă Mucenița Aura, aducând zorii mântuirii noastre. Văzând comandantul că nu te biruie, a poruncit să fii dată muncilor și te-a urcat pe un cal de lemn, legându-ți mâinile și picioarele ca să se rupă. Dar, strigându la Dumnezeu pentru ajutor, calul de lemn s-a rupt și așa ai fost eliberată din strânsoare. Aliluia! Apoi a poruncit să fii bătută cu bâte și te-au ars cu făclii pe tot trupul, dar în chinuri îl lăudai pe Dumnezeu și aveai chipul vesel și plin de nădejde, iar noi ne rugăm: bucură-te că ai zdrobit prin rugăciune puterea calului, bucură-te că zeul Marte s-a făcut pulberi, bucură-te că rugăciunile tale au stins ochii diavolilor, bucură-te că flăcările
nu ți-au atins sufletul. Bucură-te că rănile erau peceți ale împărăției lui Dumnezeu. Bucură-te, Duhul tău era întru totul în ceata tronurilor cerești. Bucură-te, Sfântă Muceniță Aura, aducând zorii mântuirii noastre. Te-a aruncat apoi iar în temniță Sfântă Aura și scoțându-i în priveliște pe preotul Maxim și diaconul Arhelau, au fost dați la moarte prin tăierea capului împreună cu episcopul Chiriac și toți cei 17 gardieni care primiseră sfântul botez, iar trupurile lor au fost aruncate în mare. Aliluia! Un binecredincios creștin pe nume Eusebiu a adunat sfintele lor moaște, pe care mare ascultătoare la porunca lui Dumnezeu le-a dus la mal și le-a îngropat lângă cetate, într-un mormânt de la marginea drumului, iar tu, Sfântă Aura, după 5 zile, ai fost din nou chemată la judecata păgânilor. Bucură-te că iar te-au ispitit să jertfezi zeului Marte, bucură-te că te-au bătut cu piatră peste obraj, bucură-te că tot îl slăveai cu glas tare pe Dumnezeu, bucură-te că ți-au zdrobit trupul, dar nu credința, bucură-te că strigai la mirele Hristos, bucură-te că El ți-a auzit chemarea, bucură-te, Sfântă Muceniță Aura, aducând zorii mântuirii noastre. Te-au bătut cu voie, cu vârful plumbuite, punând mereu în fața ta alegerea idolilor ca și cale de a scăpa de chinuri, iar sufletul tău era atât de dornic de a se întâlni în cămara de nuntă cu mirele Iisus, încât nu auzeai nimic din vorbele lor. Aliluia! Romulus s-a înfuriat că nu te poate amăgi, Sfântă Muceniță, și a dat ultima sa poruncă, să-ți fie legată o piatră mare de gât și să fie aruncată în mare, și așa te-ai sfârșit din viața pământească. Bucură-te că sufletul tău s-a dus în marea sfintelor fecioare din cer. Bucură-te că valurile te-au ridicat până la tronul lui Dumnezeu. Bucură-te că vântul te-a purtat pe aripile lui în rai. Bucură-te că scară spre bogăția cerului ai avut. Bucură-te că rănile trupului au fost trepte binecuvântate. Bucură-te că pământul a pierdut comoara câștigată de Dumnezeu. Bucură-te, Sfântă Muceniță Aura, aducând zorii mântuirii noastre. Din nou mare a ascultat deziditorul tuturor celor văzute și nevăzute Dumnezeu și a adus cu smerenie la mal sfintele tale moaște, pe care fericita nona le-a luat și le-a îngropat pe pământul tău, în cântecele cetei tronurilor. Aliluia! Romulus, însetat de sânge și de averi, s-a dus de grabă la moșia ta, Sfântă Aura, și a cerut lui Sabin, îngrijitorul moșiei, să-i predea lui toată avuția ta, bijuteriile, veșmintele de preț și pământurile toate moștenite de la părinți, iar noi ne rugăm. Bucură-te că Sabin și-a declarat credința în Hristos Domnul. Bucură-te că nu a vrut să-i dea nimic păgânului din ce era al tău. Bucură-te că Romulus l-a pus să jerfească și el zeilor. Bucură-te că refuzând a fost bătut cu bice de plumb peste gât. Bucură-te că l-a omorât în chinuri. Bucură-te că un alt creștin bătrân, Ipolit, l-a mărturisit pe Hristos, luând moartea pentru el. Bucură-te, Sfântă Muceniță Aura, aducând zorii mântuirii noastre. Trupul mucenicului Sabin a fost aruncat într-o fântână, dar noaptea creștinii l-au scos de acolo și l-au îngropat lângă moaștele tale, Sfântă Aura, și s-au bucurat și au slăvit numele lui Dumnezeu, care întărește pe iubiții lui ucenici până la jertfa de sânge. Aliluia! Odihnindu-te cu sfintele mucenice în ceruri, ne-a dus și nouă odihna sufletească sfântă binecuvântată și din dragoste pentru oamenii rugători, auzi aceste cuvinte sărace de la noi. Bucură-te, roa dimineții celei mult dorite, bucură-te, răsăritul fericirii celor credincioși, bucură-te, stabila întunericului rece al iadului, bucură-te, aducătoare de nou de pace și de rugăciune, bucură-te, luptătoare pentru începutul în Dumnezeu, bucură-te că ne ții mâinile lipite de plug
să nu ne întoarcem. Bucură-te, Sfântă Moceniță Aura, aducând zorii mântuirii noastre. Sfântă Moceniță Aura, Înger strălucitor, caută spre necazurile și nevoile noastre și pune început bun tuturor faptelor de mântuire, să înmugurească în noi rugăciunea, postul, smerenia, evlavia, iubirea și ascultarea și nu ne lăsa să rătăcim pe drumurile pe care am umblat deja, ci du-ne pașii pe calea dreaptă a mântuirii, să găsim în noi împărăția lui Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia! Sfintei Mucenițe Aura ne rugăm cu inimile pline de credință și o chemăm să aducă zorii mântuirii noastre, începutul binecuvântat al unei noi vieți, lumina nestinsă a Harului în inimile noastre și pacea binecuvântată de sus, de la Părintele Luminilor. Celui ce este roa preacurată a rugăciunii, desfătare de aurul curat al dimineții Harului, curăția luminii care curge pe sufletul nostru, Sfintei Aura îi ridicăm cântare de laudă și cinstim jertfa ei de sânge, prin care a spălat ochii noștri întunecați, de negura nopții, aducând la orizont razele de soare ale speranței și fericirii. Credem în rugăciunile ei la tronul Sfintei Treimi, ne bucurăm de izbăvire și așteptăm să viețuim în zorii veșnice a împărăției lui Dumnezeu, acum și în vecii veciilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru rugăciunile Sfintei Mucenițe Aura, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.